Reprezentanții PNL au sesizat prefectura în legătură cu acest caz. Potrivit articolului 443 al codului administrativ, funcționarilor publici le este interzis să permită utilizarea funcției publice în acțiuni publicitare pentru promovarea unei activități comerciale, precum și în scopuri electorale. Totodată, potrivit articolului 492 al aceluiași cod, constituie abatere disciplinară desfășurarea în timpul programului de lucru a unor activități cu caracter politic. În acest context urmează a fi atenționat secretarul municipiului Sighetu Marmației pentru clarificarea aspectelor sesizate în vederea respectării prevederilor legale privind statutul funcționarului public, se arată în răspunsul prefectului Nicolae Silviu Ungur la sesizarea făcută de PNL Sighet.